Cei 12 tineri care vor face voluntariat timp de un an la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea vor preda cursuri de franceză, arabă, rusă, engleză, turcă și azeră. Proiectul derulat cu voluntari din Corpul de Solidaritate European este coordonat de o tânără din Iran, stabilită în urmă cu mai mulți ani în Râmnicu-Vâlcea. Toate aceste cursuri sunt susținute de voluntari nativi. Ei sunt veniți prin diferite proiecte, printr-un ONG din oraș cu care colaborăm de foarte mult timp. Sunt voluntari din Corpul de Solidaritate Europeană. Cel mai mult îmi plac oamenii. Îmi plac români. Da? Pentru că sunt foarte prietenoși, sunt oamenii care ajută, care le plac să fie apropiați și să ajute între ei și acest lucru mă face să mă simt ca și acasă la mine. Eu am mai trăit și în Franța, dar nu am simțit acest lucru acolo. Cei mai mulți dintre voluntari sunt pentru prima dată în țara noastră și spun că și-au schimbat părerea despre România după ce au fost cooptați în acest proiect. Aveți peisaje montane uimitoare, iar oamenii de aici sunt foarte drăguți, gata oricând să te ajute dacă întâmpini probleme. M-am îndrăgostit de România, îmi place limba voastră și îmi plac și peisajele. Singurul lucru mai dificil pentru mine este să călătoresc cu trenul prin țară pentru că nu am mașină. Cursurile sunt gratuite și se organizează de luni până vineri după ora 17. Vâlceni interesați să se înscrie la cursuri trebuie să dețină certificatul verde pentru că altfel nu pot avea acces în sediul bibliotecii.